M-am născut într-o familie de intelectuali, deci mamica mea profesoară de matematică, tatăl meu șofer în colhoz, din satul Copăceni, raionul Sângerei. Am o familie frumoasă, am o soră, am doi copii și am două nepoțele. La momentul actual, ca tare, sora mea este plecată pe ștehotare, s-a stabilit cu traiul în Torino, în Italia. Deci lucrează medic la salvare. Da, deci este o profesie foarte responsabilă. Deci venim mai mult, adică suntem cu rude care sunt din sistemul medical. Și e foarte important că acasă, cum ești educat, deci asta te marchează pentru toată viața pe care o ai mai departe. Eu prima nepoată la bunei mei de la mama, de pe mama. Am crescut acolo mai mult la bunei, deci undeva până la vârsta de 6-7 ani, fiindcă mamica, deci făcea studiile superioare, deci a plecat la studii. Învățat-o pe timpul cel în Tiraspol, facultatea de matematică. Și eu creșteam la bunei. Bunei pentru mine, eu și așa, catarii pentru mine este mama Vali și tata Vali. Măcar că pe bunică o chema Alexandra, dar pe bunelul Alexandru. Adică mama cea de Vali și bunelul cea de Vali, tatăl cea de Vali. Adică bunei cu credință foarte mare, deci chiar au trăit practic undeva la 20 de metri de biserică din sat la noi, care cu părere de rău până în anii 85 a fost închisă, dar din nou 85 deci s-a redeschis. După cum am mai aflat eu pe urmă, după ce am mai crescut mai mare, deci în podul casei la bunelul meu au fost păstrate cărțile bisericești și inventarul care a fost. Bunelul ca tare nou nu ne permitea ca copiii să împlăm să ne urcăm sus în pod, dar pe urmă am aflat secretul de ce. În sarai acolo noi urcam și umblam și căutam și vedeam tot ce are el, dar în casă nu ne-a permis. Și de acum, după ce s-a redeschis biserica, deci noi am aflat că, uite, acolo s-au păstrat cărțile bisericești și de ce a fost în biserică. Și pe urmă transmis, când a venit preotul. La mine sora mea mai, așa, mai cu energie, ea permanent. De sărită de pe copași împreună cu umbrela asta, era clar că împreună cu dânsa făceam lucrurile astea. De pe casă era așa posibilitate ca să te dai de șoiu, deci tot împreună cu dânsa, ea permanent reușea să coboare mai repede de pe casă, eu nu reușeam, tatăl nostru permanent mă prindea pe mine și el avea așa o vorbă, zice, că iar fetele cele mele parcă sunt niște băieți, mai ceva ca băieță. Bicicletă, am avut undeva numai o bicicletă până la vârsta de 5-6 ani. De ce? Fiindcă la acea vârstă eu mergeam pe bicicleta asta cu trei roți. Noi trăiam, adică casa părinților, în deal, așa spunem așa, în satul Copăceni, Copăceni cei noi, așa spunea tatăl meu. Și eu veneam la vale și în timpul ăsta, știți, s-a rupt pasul ăsta, cum spunem noi. Și eu mă închipuiți, tăman în momentul ăsta vine tatăl meu acasă și el mă vede cum eu zbob și un gard la vecini și a zis că gata, bicicletă nu mai vine. Și iată, categoric, nu a vrut să-mi cumpăr bicicletă și gata, o zic, eu nu vreau să întâmpl ceva cu copiii mei. Dar în schimb, eu la copiii mei câte biciclete au vrut și de câte feluri au vrut, de acelea le-am cumpărat. Fiindcă îs băieți și ei trebuie să... Așa mai mare de obicei, dacă nu era sudat volanul la bicicletă odată în săptămână, asta nu era săptămână, este el permanent, vede cu da, Daniel. Dar sorbe, permanent, ies regardurile, și noi acolo, tot în mahalul unde trăiam eu, era, deci, seară, cum spunem noi, seară, deci, gospodăria noastră, nu gospodăria, înseamnă colhozul, care din satul Copăceni, un colhoz foarte mare, cu oameni, foarte... bogat, înseamnă că bogați cum iubitori să lucreze și erau cultiva tutunul și atât acolo în regiunea, adică în mahala unde trăiam noi, deci erau serile astea de creștere a tutunului, răsatului de tutun. Și clar că primăvară până astea, dar după aceea se descoperau și noi copiii aveam unii lerga acolo, ne jucam și de război și sormea de multe ori, chiar odată știu că a intrat și un cui de ist așa în pișor și s-a dus cu dânsul la joacă până a venit mamica mea de că mă sara e s-a uitat și e răzbănțuită, dezbănțuită, zbănțuită. Sărim în coardă, aveam rezâncuță care puteam, deci tot săream, făceam plus la asta când mergeam la cules la poamă, să tot era o perioadă foarte interesantă pentru noi, fiindcă am mers colhozul nostru, deci avea și multe hectare de poamă și mergeam toamna la cules la
poamă, nu la merg la poamă și jucam, știți cum era... diferite închetricele, mergem așa, că era un specific sau o perioadă sau niște jocuri care copilărești, care puteam să, nu era ceva de concurență, ceva cute, eu am, eram vara mai ales și vara noi era brigada pe care tot ne duceam la prășit și tot timpul chiar mă întrebau și mă mică mie, stai acasă? Nu, eu trebuie să iau sapă, parcă eu nu știu, trebuie să iau sapă, să mă duc la prășit împreună cu brigada, totul eu tot vremea tatăl meu spunea și că eu nu înțeleg copilul să trebuie să stai acasă, eu îmi plăcea să mă duc să lucrez, în sens că adică să fiu cu colegii, era o socializare mai sufletească. Bunica mea, eu țin minte și acum povestea care cu trei fete, ale unui împărat și care le-a întrebat cum mă iubiți pe mine. Una a spus că îl iubește pe tatăl său ca miere, alta a spus că îl iubește ca zahărul și cea mai mică a spus că îl iubește ca sare. Asta a fost a doua. Deci poveste pe care bunica mea o spunea și balada de Cimioriței. E permanent, mi-o citea. Și ținea minte și avea, era o femeie foarte, eu spun că totuși cultura asta care noi, nu degeaba să spun că veșnicie se naște la sat. Deci noi foarte mult avem de învățat de la bătrânii noștri și noi trebuie să-i ascultăm fix într-așa mod cum noi trebuie să ascultăm copiii. Deci iată, aceste două extreme, să zicem, de unde se începe viața și mai spre finele vieții, noi, ăștia care mai avem de trăit și mai avem ceva de transmis, trebuie numai decât să ne învățăm de la ei. Eu sunt născut în noiembrie și știți, era strict categoric după ce împlinești vârsta de 7 ani. Eu la 1 septembrie 6 ani, toți copiii de la mine din grupă, eu încă am mai avut un noroc așa în viață, că grupa pregătitoare care era la grădinița de copii, deci era o fină de al mamica mea și împreună cu sora al mamica mea. Și atunci, știți, pe timpurile celea de la colhoz, vineau și aduceau ghiozdani, toți prietenii mei din grup pleacă la școală, eu unic, eu mai trebuie să mai stau, am început să fac un scandal și o isterică, mamica, e clar că cam nu-ți trebuiești ție, tu încă nu știi scrie, nu, și gata. Am reușit și am intrat în clasa 1. E clar că a fost o perioadă foarte, mai ales clasa 1 și mai ales după felul cum pot eu scrie și acum scrisul meu este foarte urât. Deci știți că înainte caligrafie era foarte importantă. Și plângea și mamica și plângea și eu. Până am început să scriu așa cum, și oricum, pe urmă scrisul s-o... Dar a fost o perioadă tare interesantă, a fost o perioadă plină de emoții. Eu pentru mine personal e dureroasă când încep să spui că de, copilul meu trebuie să meargă și la dans, copilul meu trebuie să fac și vioar, copilul meu trebuie să... Și încă ce să mai fac copil? Deci noi rupem din viața pe care, și perioada pe care de cum nu se mai întoarce înapoi. Dar copiii și iată mă uit și eu în spate acum, emoțiile cele mai frumoase și amintirile să nu ne vin din copilărie. Și atunci când îți permiteai să fii copil, dar acum eu mă uit de multe ori că noi nu le permitem la copii să fie copii. Noi prea tare îi grăbim ca viață și îi grăbim în dezvoltare, în gândire. Mamica mea a insista chiar să mă duc și să fac și eu facultatea de medicină. Eu am zis că nu, eu merg la facultatea de economie. Am mers la facultatea de economie, măcar că în anul acela concursul la medicină era 2 pe un loc, la agrar erau 7 pe un loc, la economie. Am intrat la facultatea de economie, economist, și iarăși acolo am avut noroc de niște colegi foarte buni, o grupă foarte unită, chiar și acum ne întâlnim și putem să discutăm despre foarte multe lucruri. Pe băncile facultății, deci primul copil s-a născut și el tot timpul îmi spune mie, mamă, doi copii creșteau a treilea, dar a fost o perioadă când eu nu-mi pare rău că am trecut prin așa perioadă și eu chiar sunt mulțumit foarte mult că am avut așa și Dumnezeu mi-a permis să am așa o viață ca să pot trece prin etapele astea. Fiecare etapă și îmi dau de seamă că ea are rolul și momentul pe care trebuie să-l trecem noi în viață.
E clar că care m-a marcat cel mai mult, asta e profesorul meu de acasă, asta e mama mea. Da, deci matematiciana care eu când ajungeam să am ceva, o problemă sau o întrebare referitor la matematică, mami, hai te rog frumos, și în mătă, îmi spune, dă și încă știi, trebuie să-ți explic, să mulesc, și eu închidem caiet și mă ducem și mă așezam și făceam lecțiile. Sora mea făcea altfel, ei plie caiet pe pasul și mami, că eu acolo ceva nu ies în exerciții și e după ce îi trece toate lucrări, să așeza, e clar că o cheva pe urmă și o ajuta, îi explica, dar eu, adică asta a fost primul profesor și cel mai important profesor care m-a format pe mine ca personalitate. Asta mult înseamnă. Și anume, niciodată, și eu permanent spun așa, că copiii de profesori sunt cei mai, zicem așa, limitați în dragostea cei pe care ei trebuie să o aibă de la mamă. Dacă e mama sau și dacă tata. Fiindcă asta e o profesie care foarte mult consumă la serviciu. De la bunica mea am învățat modul de a vorbi, modul de a te comporta, modul să de a... Și tot timpul spun, de ce eu nu am putut să fiu... E clar că noi suntem ca personalități diferiți. Și acum, după trecere de timp, eu am zis că a trebuit mai mult timp să avem, să discutăm și poate iată așa cum facem cu dumneavoastră un interviu, să facem ceva și careva amintiri, fiindcă erau amintiri pentru viață. I-am învățat, în primul rând, eu știu așa, că cât de bună n-ar face și eu zama și mămica mea, dar mai bună zama ca la bunica mea asta, nu? Mai bună, cum la noi în părțile noastre, spune răsol sau răcituri, cum zicem noi aici la Soroca, deci nu se face decât la bunica sarmalele sau găluștile, cum le zicem noi la, iarăși la copăceni, deci nu le faci mai bine decât bunica mea. Și chiar și aceleași de săc le punea când le făceam cuptor, asta era un deopște, nici nu trebuie să fie cu carne. Adică și momentul ăsta de a fi gospodină, că eu de multe ori avem posibilitatea să vin de acum de la Soroca, de la universitate și tăceam pe la bunica mea pe nospiței. Eu când vedeam albiturile spălate pe sârmi, eu spuneam, noi câteodată avem și mașină automat și atâtea soluții. Ia cu mâna le spăla și cu săpunții, atât de albe și atât de curate. De la tata e clar că eu asta am luat că trebuie să muncești, și încă un moment, trebuie să ai permanent tot ce trebuie pentru copilul tău. Copilul tău nu trebuie să știe de lipsă că, uite, eu nu am asta sau nu am asta. Asta nu trebuie să-l interesezi pe copil, asta trebuie să știi tu ca părinte. Deci asta a fost o lecție tot importantă pentru mine. Bunelul meu, el se ducea la Sângerii, care e undeva la vreo 10 km de satul nostru, deci în centru anual, acolo era biserică și el lucra. El se ducea la Sfințit, la Pască, cu toate. Și venea, avea o fată în satul Grigoroca, care tot e alături de noi, se ducea la dânsa și lăsa la dânsa, deci Pască, Sfințit și ou și tot asta, și apoi venea la noi și se ducea, că sunt patru fete. Deci eu de mic, absolut de mic, eu am mâncat în casă, Sfințit, noi am mâncat permanent și când au fost Paștele, într-adevăr era o... Eu nu știu de ce noi acum nu putem să transmitem emoțiile astea de sărbătoare pentru copiii noștri. Mai s-o pierdută și nu înțeleg de ce. Ori poate că viața așa e de grăbită. Când suntem toți acasă, clar că este foarte bine și sunt evenimente foarte frumoase. Acum, la moment, dacă vorbim acum, deci eu sunt numai cu cel mai mic, cu Alexandru, cel mare e plecat, activează peste hotare, soțul meu tot e plecat. Asta e și cea mai mare tragedie a poporului nostru, că noi suntem despărțiți. Noi suntem la distanță și cu părere de rău, noi ne începem să ne deprindem cu chestia asta și parcă îți găsești zona de confort și parcă ai dat pentru ce întrebește, dar de ce trebuie să fac lucruri într-un fel. Dar totuși, și acum el și anul trecut, pe ei mai mic, special, deci i-am pus în corzână, deci tot pentru Paști și a fost la Sfințit la Pasc. Anul ăsta i-am spus, Alexandru, tu ești bărbatul familiei și tu trebuie să pleci iarăși la Sfințit. Adică, totuși, eu mă stărui să le transmit anume acea dragoste pe care am primit-o și eu de la bunei mei, anume credința în Dumnezeu. După
absolvire cu facultății, eu eram cu, era Daniel mic, avea un an și vreo 7 luni, deci am venit la Soroca, m-am angajat ca profesoară de obiecte economice la Colegiul Tehnic Agricol. Era o perioadă tot și interesant și acolo a fost. Deci eu m-am format ca personalitate, adică ce aveam? Eu aveam 24 de ani când am terminat facultatea. Eu aveam studenți care erau cu un an, cu doi mai mici ca mine și am avut chiar și mai mari ca mine, adică după vârstă. Dar îmi pare foarte bine că eu tot timpul când mă întâlnesc cu studenții mei, deci eu pot să vorbesc, să discut, să mă uit în ochi. Am avut noroc, deci de domnul Arhip, domnul Ion, și anume și prin imboldul domnul Ion, deci el m-a ghidat și a spus, Leana, tu trebuie să mergi să faci deci doctoratul. Și atât, da, adică nu știu cum, copilul era mic, noi tot ce făceam, construiam casă, erau probleme care le aveam, și nu, tu trebuie să mergi să faci doctoratul numai decât. Și atât a fost un imbold și m-a stund, deci eu unde obște, eu permanent spun, eu am avut noroc în viață de foarte mulți oameni buni la suflet, care m-au ajutat, care m-au îndrumat, care m-au susținut. Și asta e cel mai important când găsești oamenii potriviți. Eu străin în Soroca. Și acum când cineva îmi vorbește de Soroca, să-i Soroca mea? Eu asta? Pe mine mă doare foarte mult. Și când vorbim noi despre multe lucruri care vrem să le facem, noi în Soroca putem să facem. Și știți că eu am observat că de multe ori când ne ducem la diferite ședințe, întâlniri, când se vorbește despre Soroca, se vorbește despre un ținut, o localitate care are capacități, care are posibilități, care are foarte mulți oameni deosebiți și care vin din diferite ramuri și mesajele sunt pozitive de la toți. Pe mine asta foarte mult mă mândresc și că am putut să fac și eu parte și fac parte din așa comunitate. Calendar de clar, eu când am devenit ca șefa secției de economie, pe urmă a fost etapa din 2009 sunt manager sau administrator incubatorului de afaceri. Eu totuși, să zic așa, deci sunt aceia conducători care ei pot să accepte și să aibă împrejur oameni deștepți. Ei nu trebuie să... Pentru că cel conducător care el are subaltern sau care deci promovează numai oameni care, eu știu, să zicem așa, mai puțin cu capacități sau care vin și mai duc vorbele despre altcineva. Deci eu socot că să nu-s conducători puternici. Noi trebuie să, ca popor, o parte din eșecurile pe care le avem noi în administrare, sunt aceia că noi nu putem și ne temem de multe ori conducătorii să avem subalterni puternici. Asta e foarte bine. Critica asta este un dar. Dacă ai așa oameni în anturajul tău care pot să te critici și pot real și corect, atunci asta e foarte bine. Deci, noi trebuie chiar și la copii să-i educăm momentul ăsta, că el să fie autocritic. El să poată să-și vadă părțile pozitive, să poată vadă părțile negative. Dacă nu poți în așa mod să-i educi, atunci cu părere de răul lor și în viață o să fie mai greu. Nu, cred că nu. Eu mult sunt un lider democratic. Și eu permanent mă conduc de principiu că eu nu iubesc, nu că nu iubesc, da, nu iubesc să fiu interogată la fiecare pas, de ce ai făcut azi, de ce ai făcut acolo. Deci s-au dat sarcinile, nu mă interesează. Într-o zi, în două, în trei, avem termenul, le faci, le execut și atunci e foarte bine. Adică responsabilitatea trebuie să fie nu numai pe umerii conducătorului, dar însă a angajatelor sau a subalternilor pe care îi ai. Când merge vorba despre copii, asta la mine e cel mai slab, să zicem așa, partea mea ca personalitate. Eu nu pot să... La mine copilul ăsta e cel mai important în viață. Dacă... Problema care e problema, noi o rezolvăm, hai cum putem să o rezolvăm, dacă e posibil că poate ar fi trebuit și trebuie să fie un pic mai
mai loială față de soțul meu, adică ar trebui să, deci, să-i arăt mai multă dragoste, dar dumneavoastră m-ați întrebat Scorpion. Scorpion de felul lor așa sunt niște persoane, dar eu totuși, chiar dacă și-ar fi de la început viața, deci eu cred că eu n-aș face altă alegere. Oricum aș merge pe cei ce am ales și în ce spune, zici că Scorpion sau femeia Scorpion, ea simte, eu pe soțul meu nu-l cunoșteam. Nici eu întâmplător l-am văzut și eu, la mine în minte aducea, și-a venit momentul că ai să fii soțul meu. Măcar că eu, da, era de la universitate tot de la grad. Deci asta e momentul care, și eu cred că noi ca femei și nu știm ce trebuie să alegem pentru viitorul nostru copii. Și eu îmi iubesc familia mea și mă mândresc cu ea. Că mie îmi place să merg la drum, să ascult o muzică frumoasă, să ascult ceva, o simfonie. De multe ori când veneam acasă și mergeam la volan, toți spuneam, deci eu puteam, copiii mei iubesc simfoniile foarte mult. Da, și noi le punem la maxim. Bahala sărdești, cred că vine Lilia cu băieță. Sau, de exemplu, și soțul meu tot așa. Deci, tot astfel îi place, deci mai vorbim de cel mai mare și cel mai mic. Deci, eu unica ce, ca hobby, ăsta-s copiii mei. Ăsta-s copiii mei și eu mă văd și succesele noastre, a familiei noastre, a mea și a soțului, deci anume-s copiii noștri. Asta e cel mai... Și da, și un câine care, deci când avem un acasă, tot îl iubesc și eu le spun la toți, iubiți animalele foarte mult. Psica, când avem un canicorso, când el vine acasă, când se uită la tine în ochi și el îți spune și îți explică, și cum era, chiar că au vrut să ajung pe cel de urmă și nu putut, și că atât de mult înseamnă. Și noi nu, cu părere de rău, noi ca oameni, de puține ori când noi ne uităm ochi în ochi unul la altul. Dar când te uiți în ochi la un animal, la păstă tare mult înseamnă. Asta e ceva, asta e o lume întreagă. Cel mai mare medic, da, e stomatolog. Cel mai mare medic. Cel mai mic acum este clasa 10 la liceul Constantin Sterea. El dorește și el, până când așa mergem cu, adică vrea să meargă tot medicina, adică să fie specialist în domeniul medical. De ce domeniul medical? Este un domeniu foarte responsabil. Un domeniu care te impune cu atât mai mult și ultimele evenimente care le-am avut noi. Dar e acel domeniu care simți pulsul vieții. Nu impun, deci nici atât pe cel mai mare, nici pe cel mai mic. Și-o ales singur. Pe cel mai mare chiar l-am văzut că el o să fie un stomatolog, după responsabilitatea pe care are, după mâinile cum, după felul cum el se mișcă, după cum el gândește. Să fie copiii mei sănătoși. Să finiseze clar că, zicem acum așa la nivel mai global, să avem pace. Când spunea bunica mea să dea Dumnezeu pace, eu așa mă uitam și sceptic, și mamă, și felul ăsta, cum adică mata poți să zici, să vrem, hai să vrem ceva, nu știu, să mergem la mare, să vrem bani, să vrem așa, și că nu, pace. Și iată, am ajuns și noi la momentul când într-adevăr ne vrem pace. Și este o etapă foarte grea pentru toți, foarte. Dar și vreau să-i văd copiii mei realizați, și nepoți să ajungem să creștem împreună cu soțul și să ne bucurăm. Pentru că totuși copiii, și o să vedeți și cred că v-ați convins, copiii nu ne seamănă nouă părinților, copiii seamănă la bunei. Și atât, cei ce să avem și o să ne seamănă nouă, deci o să fie nepoți noștri. Da, eu sunt fericit. Eu sunt fericit, fiindcă da, noi putem să visăm, nu știu, da, poate nu am inel cu briliante, nu am cercei cu briliante, nu am, dar eu am ceea ce e mult mai important. Eu am o familie frumoasă, eu am copii sănătoși, eu am un soț bun și eu tot timpul le spun, zic să le Dumnezeu să aibă toți așa soț ca cum am eu. Care ar trebui eu un pic să fiu mai, dar oricum, ce este, dar eu am, cu părere de rău, numai pe mama o am și o am, să dea Dumnezeu să fie mult timp înainte și să fie sănătoasă. Eu am soră cu fetele, fetițele pe care sunt în Italia. Deci eu am tot ce
poți să aibă un om în viață și la care însăși este sensul vieții omului. Sensul vieții omului nu zi, nu-i bogăție și nu-i... Eu am o carieră, eu am persoane care eu... Cât de bine când mergi dimineața pe oraș, te saluți și poți să vorbești, să discuți. Nu trebuie să bagi capul nicăieri, trebuie să poți să mergi cu fața sus și să te discuți cu toți și să întrebi ce mai faceți, cum o dumneavoastră, adică e foarte important și asta chiar o am și eu sunt fericită.